vă doresc să fiți o generație care să lăsați urme adânci și, de ce nu, peste 20 de ani, unul dintre voi să vorbească în deschiderea cursului festiv de la calculatoare ca rector al universității. Vă doresc succes! A fi inginer înseamnă nu doar a programa, nu doar a scrie cod sau a proiecta ceva, ci trebuie, pentru a optimiza, trebuie să poți să și măsori ceea ce faci ca să vezi progresul de la o versiune la o altă versiune pe care o faci. Voi sunteți viitorul tehnologiei, voi veți fi inovatorii din următoarele proiecte, din industria de IT și de cercetare și, bineînțeles, nu în ultimul rând, voi sunteți arhitecții unei comunități mai bune și unei lumi mai bune. Aș dori să vă felicit încă o dată și să vă doresc mult succes în tot ceea ce veți realiza de acum încolo. Vă mulțumesc! Nu uitați că adevăratul lider este cel care nu încetează niciodată să învețe și să inspire pe cei din jur. Astăzi încheiați un capitol important din viața voastră și sunteți gata să începeți o nouă aventură. Vă doresc fiecăruia dintre voi succes în tot ceea ce veți face și veți întreprinde. Dragi absolvenți, vă încurajez să continuați să explorați și să inovați. Aveți la dispoziție puterea, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a modela viitorul. Inteligența artificială, inclusiv cea generativă, este doar un instrument, unul extrem de puternic și depinde de voi să-l folosiți cu înțelepciune și creativitate. Vreau să vă urez mult succes în tot ceea ce veți face. Să aveți curajul să vă urmați inimile și să trăiți viețile pe care vi le doriți. Vă mulțumesc și vă doresc ca drumul vostru să fie mereu luminat de curaj și bucurie. Felicitări, dragi colegi, pentru munca și dedicarea voastră. Am realizat totul împreună și acum suntem gata să ne urmăm visurile și să ne croim propriile căi în viață. Vă urez tuturor mult noroc și succes în toate eforturile voastre în viitor. Am încredere că fiecare dintre noi, la locul nostru de muncă, va avea grijă și discernământul de a contribui doar la obținerea unor rezultate în beneficiul semenilor noștri. Să ne revedem mereu cu plăcere în anii ce vor urma. Sunt mândru de noi, sunt mândru de să fac parte din această familie extraordinară și a scris o poveste frumoasă în această facultate. Și povestea nu e gata, stiloul și cerneala este la fiecare dintre voi, iar fiecare dintre voi își are de continuat propriul capitol. În fiecare din voi, în mine, în voi toți, există idei extraordinare, există o scânteie ce urmează să se aprindă și ce e cel mai magic e că nu știm când. Ideea e că în tot drumul vostru spre infinitul viitor să luați orice oportunitate, să o primiți cu brațele deschise în drumul pe care urmează să-l aveți. Facultatea nu numai că a contribuit la acumularea unui bagaj de cunoștințe, dar ne-a învățat printre altele și importantele tehnici de supraviețuire. Printre ele se numără toate nopțile nedormite din sesiune și cafelele pentru a termina proiectele la timp și, bineînțeles, învățatul pe ultima 100 de metri. Pe măsură ce pășim în acest nou capitol al vieții noastre, să fim mereu curioși, să căutăm, să învățăm și să ne perfecționăm constant. Așa cum soarele pășește în zori pe cerul încărcat de emoții, aducând cu el petale colorate în roșu și auriu, și noi pornim astăzi pe un drum ce începe să prindă contur la orizont, ca o poveste nescrisă, dar care va fi unică și de neuitat.